ca să construiești abilități, raporturi, în a lucra în echipă, în a conduce, în a delega, în a alege oamenii potriviți și în a putea, pe de-o parte, să întreții această relație de comunicare, dar pe de altă parte să și poți să o controlezi, ai nevoie de ceea ce noi numim awareness, conștiență. Conștiența e ceva foarte important, dar despre asta nu prea se vorbește nicăieri. Am oameni care fac televiziune, fac comunicare media, ziaristică, jurnalist, așa mai departe, dar eu discut cu ei. Iar ei spun că nu. Lucrurile astea lipsesc cu desăvârșire acolo. Și atunci, unde am putea găsi ceva de genul ăsta? Poate că, din ceea ce discutam cu mai mulți prieteni care au un cuvânt de spus în lumea teatrului, care au fost formați de acei monștri sacri din lumea filmului și teatrului românesc, ei spuneau că tineretul a pierdut această conștiință, acest flair, această comunicare. Deci, persoanele cu dificultăți în aceste domenii pot întâmpina obstacole în avansarea în carieră sau în succesul academic sau chiar în a-și menține acel post, acel loc de muncă. O altă problemă e legată de autoreglare și empatie. Interpretarea greșită a semnalelor non-verbale poate duce de asemenea, la dificultăți în exprimarea și reglarea propriilor emoții.